aveți? Garel Piper, administratorul parcului Cinzeciu. Da. Am înțeles că ați venit să ne ajutați. Da. Cea mai mare plăcere. Da, vom merge în zona Izvor Eminescu. Da? Da. Și vom lucra puțin pământul. După care, la jocurile de copii, vom drena nisipul. Greble, da? Da? De la cap la cap, scos tot ce e acolo, dacă găsim ceva nisip, mucuri, țigări. Da? Da. Acesta este un loc, o să mai aveți încă două. Avem trei locuri de joacă în parcul Cinzeciu. Da? Aș dori să arate lacrimă. Da. Să încercăm să facem cât mai frumos posibil. Bun. Dar asta după ce vom termina cu asta noi în Izvorul Eminescu. Bine, mamă, să mă vezi. Cum încerc la spate. Mulțumesc. Mulțumesc. Chiar doi concurenți potențial care merită să câștige și că nu suportă pe Daniela, că e considerată ca o viperă în casă. Care asta este părerea respectivă. Am intrat în acest concurs să joc cinstit și să nu fac diverse planuri, doar ca să, ce, să câștig la final. Știi că l-ai dat afară pe Carol. Și a dat seama că, într-adevăr, Carol minte și chiar nu avea ce căuta. Crezi că lumea nu vede când se stâmba la televizor și când vorbeam noi, ne întrerupea aia, când la orice greșeală gramaticală ne corecta, întotdeauna ne întrerupea, întotdeauna ne jignea. Crezi că lumea n-a observat chestia asta în emisiune direct? Păi a zis și de prietena mea că a sunat-o pe prietena lui ca să zică diverse minciuni. Tocmai că prietena mea n-are nici numărul lui, nici numărul ei. Mamă, să mă vezi. Deci v-a plăcut de munca noastră? Da, tata? Da. Sau se putea și mai bine? E bine. Da? Mulțumesc. Mulțumesc o dată. Mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult.